Ioan Sava, director, Direcția Calitate Tehnic Investiții, Florea Sterie, manager cercetare-dezvoltare și Marian Cilianu, director operațional Aluminiu Primar, sunt trei dintre directorii care, după o carieră de peste 20 de ani în uzină, povestesc despre drumul ALRO către performanță, iar primii pași au fost făcuți atunci când în uzina de aluminiu au fost aduse utilaje din SUA și Japonia. O fabrică americană în inima Olteniei. În 1980, partea de procesare a fost construită, este așa, prin mijlocul fabricii, este o alee internă. Și atunci se spunea că ăla este borderul dintre Statele Unite și Japonia. De ce? Pentru că așa cum intrai de la poartă, în partea stângă era uzina de laminate și în partea dreaptă uzina de extrudate. Uzina de laminate a fost construită cu echipamente, specialiști, know-how, training al personalului în Statele Unite cu Amax Center, iar partea din dreapta de extrudate a fost construită cu Furukawa din Japonia. Pentru acele vremuri era absolut neuzual în industria românească. Și ăsta a fost unul din motivele pentru care partea de procesat al lui ALRO a rezistat până în 1989 fără modernizări majore. Tehnologizarea de astăzi a făcut ca ALRO Slatina să devină una dintre cele mai puternice companii de pe piața mondială a metalurgiei. S-au luat la vremea respectivă cele mai bune instalații din vest sau, așa cum a spus domnul Sava, din Statele Unite sau Japonia. Nu s-au luat din răsărit. Și asta a fost un mare avantaj după 90, când s-a putut face mult mai ușor modernizarea. Altfel, într-adevăr, am fi recunoscut că am fi fost un urmat de fiare vechi, cum s-a zis imediat după Revoluție. Eu cred că ALRO a demonstrat că n-a fost și nu este un urmat de fiare vechi, tocmai pentru că a avut o tehnologie care a putut fi dezvoltată relativ ușor, cu forțe interne mult speciale. Dacă în anii 80 ALRO era cea mai modernă fabrică din țară și printre puținele din lume unde tehnologia americană se îmbinase perfect cu cea japoneză, după Revoluție, pentru a fi competitivă pe piața internațională, compania a trebuit să intre într-un amplu proces de modernizare. Eu am făcut practică și ca student aici și am zis la vremea respectivă că în viața mea eu nu voi lucra în ALRO, la vremea aceea IAS. De ce? Pentru că erau flăcări, cuvele nefiind capotate, gaze foarte mult, praf iarăși foarte mult, mai mult de 20 de metri nu puteai să vezi. În momentul de față se vede fundul halei care are 470 de metri. Ce a fost la momentul acela? Practic s-a trecut de la un tip de alimentare deschis cu poduri pe lateral, cu plonjări, care însemna foarte, foarte mult praf, efort, gaze. Cred că orice slătinean își aduce aminte cum era înainte când trecea pe aici. La un sistem de lucru închis, capotat, cu alimentare centrală, cu proces condus de calculator, cu tot o altă filozofie. Marea noutate adusă de ALRO la momentul ăla, că am reușit să ne transformăm din mers. O singură hală a fost oprită și modernizată static, hala 10, apoi tot ce s-a făcut pe baza unui brevet ALRO. Oprirea fabricii ar fi însemnat pierderi de zeci de milioane de dolari și riscul să nu mai fie deschisă niciodată. De aceea, specialiștii din ALRO au inventat o procedură prin care cuva de electroliză să nu se oprească în timpul retehnologizării. În cele două ore cât se oprea cuva, era omul, la fel ca la Formula 1. Dacă ați văzut cum se schimbă o roată la... Așa se lucra și aici. Se desfăceau tijele, se desfăcea cadru, veneam cu alt cadru, totul se făcea contra cronometru, iar modernizarea, acest tip de modernizare a fost un succes care, sincer să fiu, eu nu știu în altă parte că s-ar fi făcut. Care și acum, în rândul consultanților și în rândul experților care vizitează ALRO, inspiră atâta respect încât e vecin cu liniștea. Oamenii nici nu mai întreabă cum de a fost posibil, pentru că văd că a fost posibil. Este condusă cu calculatorul, nu înainte era după miros, după ochi. În momentul de față totul este condus de calculator și omul intervine și în funcție de ce îi spune calculatorul. De asta și s-a obținut performanță. Înainte făceam în 10 hale producția pe care acum o facem în 5 hale. Rând pe rând, toate secțiile din ALRO au fost modernizate. În cei 25 de ani de la Revoluție, compania a investit în retehnologizare aproximativ 500 de milioane de euro, dintre care 100 de milioane numai în protecția mediului. Același lucru s-a întâmplat în turnătorie, în anos, în laminarele la cald, în laminarele la rece, peste tot. Și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă stați de vorbă cu niște străini care vizitează țara,
aproape totdeauna, chiar dacă nu o spun direct, dar lasă oamenii să se înțeleagă așa, că suntem puțin exotici, că ce văd la noi n-au mai văzut prin alte părți. Toate colțurile fabricii au fost modernizate. Pornind de la primele cuve de electroliză și până în momentul de față, cred că vorbim de 500 de milioane de dolari. Cu zeci de brevete, cercetătorii care lucrează în Alros Latin au reușit să transforme uzina comunistă în fabrica modernă de astăzi și să cucerească rând pe rând companii din industria de automobile și aeronautică din întreaga lume, care vor tablă de la Slatina. Am obținut de curând de la OSIM o înregistrare Alro Multibraze. Este un nou produs de tablă, practic din două aliaje. Pe o parte are un aliaj, pe cealaltă parte are alt aliaj. Astfel de table sunt folosite în tot ce înseamnă radiatoare, calorifere, inclusiv tot sistemul de aer dintr-un automobil. Se face din astfel. Deci, practic, are o zonă extraordinar de mare de aplicații. Și deci, în momentul de față, Alro face așa ceva, are deja un nume consacrat cu care deja e și pe piață. Și nu este deloc ușor. Deci brevete sunt mai multe. Acesta este ultimul care a ieșit. Brevete avem aproape în fiecare sector. Nu cred că există secție care să nu fie făcut ceva pe baza unui brevet făcut de către specialiștii altor. Pentru industria aeronautică, de vreo 2 ani de zile, suntem deja furnizori pentru Airbus. De la bauxita extrasă din minele din Sierra Leone și până la zecile de produse exportate de Alro în întreaga lume, totul se face în această companie. În momentul de față suntem o companie care este integrată pe verticală de la bauxită, mina de bauxită din Sierra Leone, Alum Tulcea, Alro Slatina, partea de primar, unde se produce aluminiu electrolitic și procesat, unde avem table, benzi, divizia de plate și divizia de extruziune, Vimetco Extrusion, care este... E pe aceeași platformă construită cu Alro procesat, dar are management separat. Produsele de aluminiu de la Alro Slatina sunt peste tot în lume, dar unele dintre ele rămân și aici, acasă, la Slatina sau în alte zone ale României. Din Norvegia până în Africa de Sud, din Japonia, Singapore și până în Canada, avem peste tot industria auto, care este o industrie foarte dinamică și extrem de pretențioasă. Sunt foarte puține diferențe între industria auto și industria aeronautică. Tehnologia noastră trebuie să fie nu numai capabilă, trebuie să fie convingătoare și trebuie să fie convingătoare pentru client, pentru auditori, pentru terți care cumpără produsele de la clienții noștri. Producem și sârmă, unde sârmă semifabricat, care o parte din ea merge către Prismian aici, lângă, pe platforma noastră. Cu Altur suntem singurul furnizor de materie. Chiar am înțeles că de curând au fost premiați de Renault pentru calitatea metalului și a produselor care le fac. Corpul de iluminat. Industria aferentă construcțiilor, nu numai construcțiile propriu-zise, dar o mulțime de subansamble de componente care sunt generate de acolo. Industria de bunuri electrice, de exemplu, fabrica de la Găiești, care face frigidere, mașini de spălat. Suntem de 30 de ani. Da, suntem din totdeauna furnizorul lor. În spatele acestor performanțe se află zeci de oameni, specialiști în metalurgie, recunoscuți la nivel mondial, pentru că cei de la Alro Slatina au înțeles că investiția în calitate înseamnă, în primul rând, investiția în oameni. Foarte mulți dintre inginerii noștri, unii dintre ei chiar tineri și foarte, foarte tineri, au masterate la Sorbona, doctorate în București, participă în Statele Unite la TMS aproape fiecare an, cu excepția unui an când a fost perioada de criză. Oamenii noștri au fost acolo, au susținut lucrări științifice. Care sunt finanțate de companie? Normal. În 2001 mi-am terminat doctoratul cu table groase pentru aeronautică. În momentul respectiv, nu altcineva, eu însumi eram convins că nu voi ajunge să produc table groase pentru aeronautică în Alro. Vreau să vă spun că de 2 ani suntem calificați și livrăm curent table pentru aeronautică. În departamentul de cercetare din Alro lucrează și matematicianul Marian Petre, cel care contribuie la multe dintre brevetele companiei. Găsește tot felul de ecuații de regresie, astfel încât să putem aplica mult mai ușor toate aceste cunoștințe în producție.
Chiar nu știu dacă în România mai este o fabrică metalurgică, o companie metalurgică, care să aibă angajat permanent și de la bun început și căruia, cum v-am spus, să-i financeze un doctorat, un masterat. De la cel care a săpat primul șanț și a pus prima cărămidă la mii de muncitori care au trecut prin electroliză, la inginerii și cercetătorii care au făcut ca aluminiul de Slatina să ajungă în fiecare colț al lumii și să cucerească pământul și aerul, ALRO înseamnă oameni și performanțele lor. Istoria acestei fabrici ar fi fost alta dacă n-ar fi avut la acele vremuri un director foarte tânăr, foarte ambițios și absolut verticat, pentru că la vremurile respective, directorii tineri cred că rezistau cu săptămânile, nu 20. Dacă ar fi să punctăm rețeta performanței și calității ALRO, oameni? Eu cred că sunt trei mari secrete. Spuneți. Oameni, oameni și oameni.